pe Adrian. Adrian și mămica Alina. Sărut mâna. Bună seara, Adrian. Stai, când auzi. Adrian? Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră și invitaților! Oh, ce drăguț! Bună ziua! Dragule, să știi că, uite, noi aici avem un copil foarte bună drăguț și pe care m-aș fi bucura să-l cunoști personal, dar cum sper să vină și ziua asta. Zi, bună seara! Bună seara! Bună seara! Nu-l vede. Spune-mi, te rog, Adrian, ce mai faci? M-aș bucura să-l cunosc. Sper din toată inima să-l cunosc. Foarte bine! Da? Ce drăguț e. Așa? Ai făcut ceva de unire? Unde ai fost tu? Că a fost unirea mică. Acum ai sărbătorit-o? Spune că ai fost de 1 decembrie. Am fost de 1 decembrie la Mureș, da? Și am defilat, dar de 24 ani nu a fost niciun anunț, deci nu m-am... Deci, mai bun. Da. Spune-mi, te rog, Adrian, pentru seara asta, pentru publicul, pentru cei care ne urmăresc, ai pregătit o poezie, ai pregătit așa un moment artistic? Spune că vrei să vorbești istorie. Am făcut o listă cu întrebări despre istorie, dar am pregătit și două poezii și două strofe din imnul național. Perfect. Uite, eu, pentru că am vorbit cu mămica și am stabilit ca să facem despre istorie, eu am pregătit și eu niște întrebări, să vedem dacă ai putea să-mi răspunzi în seara asta la întrebări. Uite, vreau să te întreb, drag Adrian, când a început primul război mondial și din ce cauză? 1914, din cauza asasinării arhiducelui Franz Ferdinand I de către un student sârb. Foarte bun răspuns, excelent. Care sunt taberele, cele două tabere, și ce țări au făcut parte din ele? Primul război mondial. Au fost puterile centrale și Antanta. Din Antanta făceau parte Rusia, America, Italia, Japonia, Marea Britanie și Franța. Drag Adrian, da? Cu capitala la... Iar din puterile centrale făceau parte Germania și Imperiul Austro-Ungar. Spune-mi, te rog, cum s-au desfășurat luptele și cum a participat fiecare țară? Cele mai importante lupte din al doilea război mondial au fost cele de la Mărăș, Mărășește, Tuz. Iar noi am intrat în 1916. Te mai ajută, mami, e ok. Spune, liniștit, e ok, nu te ajut. Spune că e foarte bine, că te auzi în cască, de asta nu e ok. Singurul aliat cu care ne putea ajuta în est, pentru că britanicii și francezii erau ocupați din cauza ofensivei germane în Belgia și Luxemburg, singurul aliat din apropiere era Rusia, din cauza revoluției de 1917. Austro-Ungarii și Bulgarii ne-au cucerit Oltenia și Muntenia. Iar singura fâșie rămasă din țară a fost Moldova. Atunci autoritățile s-au retras în Moldova și capitala a devenit Iașul. Adrian, e bine, sigur, e foarte tare, dar așa, după aceea, peste câteva luni, am intrat din nou în război și ca prin minune, România a devenit un stat independent și și-a dublat teritoriile. Cei care au contribuit mari unire au fost Regina Maria, Ionel Brătianu, generalul Eremia Grigorescu, Ferdinand I și mulți alții. Acum aș vrea să vă zic câteva curiozități despre fiecare în parte. Te rog.
despre Gina Maria. Ea a fost ca, a mers ca ambasadora României la tratatele de pace de la Paris, iar prim-ministru României Ionel Brătianu a mers ca ambasadora României la conferința de pace. Excelent, Adrian. Enemia Grigorescu a fost comandantul trupelor române la bătălia de la Mărășești, Mărăștoituz, și era o foarte mare probabilitate ca fără el astăzi să nu mai există România ca stat independent. Pentru că n-am avut foarte multe efective militare și majoritatea generalilor care au fost trimiși la Mărășești au făcut niște greșeli tactice. Dar Enemia Grigorescu, fiind un comandant de trupe desăvârșit, da, și foarte patriot, la fel ca soldații săi, a reușit să înfrângă trupele germane comandate de Marșal von Mackensen. Mama mie. Adrian, vreau să spun o întrebare. Adrian, vreau să spun o întrebare. Și eu vreau să-i pun o întrebare. Spune-mi, te rog, ce știi de Ecaterina Teodorovna? Da. Ecaterina Teodorovna, ce poți să-mi spui despre ea? Sunt membru de onoare, wow, a asociației Ecaterina Teodoroiu. Așa. Și o asociație de doamna Colel Danian Natalia. Ecaterina Teodoroiu, la 21 de ani, a plecat pe front în fruntea unui batalion de soldați și a fost împușcată de două ori, iar ultima dată a fost fatală împușcătura și până la urmă a murit. Le spunea soldaților: nu vă fie frică, băieți, sunteți cu mine. A dat dovadă de un curaj și de un patriotism și a dovedit lumii că nu trebuie să fie narcisistă, pentru că uneori femeile sunt chiar mai puternice decât bărbații. Excelent. Așa. Adrian, eu am o întrebare, pentru că am înțeles și cu istoria și cu, mă rog, cu războaiele, cu astea, ok. Dar tu te uiți la Patrula Cățelușilor? Bună seara! Bună seara! La Patrula Cățelușilor. N-am te uiți? N-am înțeles! E un desen animat, Patrula Cățelușilor. Te uiți la Patrula Cățelușilor? Nu! Nu! La Peppa Pig, te uiți? Nu-mi pare rău! Nu! Nu, ok! Îți recomand și Patrula Cățelușilor, că e tot cu la eroi, Crad, cu salvează, cu astea. E foarte bun să știi. La Mașa mă uit! La Mașa te uiți! Bun! Îl știu, da. Nu mă uit la astea cu eroi, nu-mi plac. E cu cățeluși, mă rog, care saltează. La Mașa te uiți. Bun, la Doctorița Plușica? Nu. Nu? La Frații Cram mă uit. A, uite, pe ăștia am ratat eu. Lasă că mă pun și eu la punct cu... Cum îi cheamă la pe ăștia? La Frații Crat? Da, așa. Frații Crat. Gata, îi caut și eu. Salvează animale și acolo sunt tot fel de informații interesante despre animale, bun, da, plante. Frații Crad, gata, hai că îi caut. Adrian, Adrian, uite, eu am pregătit niște întrebări, așa, pe teme diverse, de cultură generală, și vreau să te întreb dacă vrei să-mi răspunzi la aceste întrebări. Vrei? Da, aș dori. Ce sunt enclavele? Doamne, așa. Bine că nu m-ai întrebat pe mine. Sunt teritorii sau țări înconjurate de alte țări. Singurele trei din lume care... Singurele trei țări din lume care sunt înconjurate de alte state sunt San Marino, Vatican și Lesotho. Ce sunt exclavele? Sunt teritoria unor țări care sunt înconjurate de alte țări. Ca
de exemplu, o regiune aparținând de Rusia, că se numește Kaliningrad. Ea a avut o istorie zbuciumată. Prima dată a făcut parte din Rusia, după aceea din Germania, după aceea din URSS, după aceea a fost bază militară, după aceea s-a destrăbat URSS, dar acea bucățică a rămas a Rusiei. Care este cel mai adânc lac din lume? Lacul Baikal din Rusia. Ce țară e numită Țara Dimineților Liniștite? Coreea de Sud. Care este sloganul Belgiei? Coreea de Nord, diminețile nu sunt așa de liniștite. Care este sloganul Belgiei? Putere prin unitate. Cine este cel mai bogat om care a existat vreodată? Mansa Musa. Mansa Musa a fost împăratul Imperiului Mali. Unde se găsește ochiul Saharei? În Sahara. Am gândit. Mauritania. Care este cea mai mare insulă din Caraibe? Cuba. E foarte tare că în timp ce Adrian ne-a răspuns Mauritania, aici la noi în studio, Radu ne arată pe hartă. Uite, Mauritania e aici. Mauritania pe o hartă în care nu scrie nimic pentru a nu se putea inspira. Mauritania, da. Doar să... Mă întorc și la tine, Radu, imediat. Felicitări! Da, ce... Minunat! Felicitări! Mulțumesc! Bun. Ți-am mulțumit, Radu. Dragă Adrian, următoarea întrebare. Ce limbă se vorbește în Mozambic și de ce? Și de ce? Adică portugheză, ești... pentru că a fost colonizată de Portugalia. Ce țară este denumită acoperișul lumii? Asta știu și eu, știu și eu. Nepal. Pentru că acolo se găsesc 8 dintre cei mai înalți munți, inclusiv gigantul Everest. Adrian, spune-mi, te rog. Bravo, Radu! Bravo! Mulțumesc! Ce drăguț! Așa, spune-mi, te rog, Adrian. Cine a inventat stiloul? Păi nu, unde este? În Asia. Da. Petrache Păienaru! Eu era să zic Petrache Lupu, dar noroc că m-am... Ce țară este numită Inima Africii de Sud? Paraguay. Trebuie să arăt și Paraguay. Paraguaiu? Unde e Paraguay? Americii de Sud. Păi spune unde e. Unde e? Unde spune în America de Sud. În America de Sud. Arată, caută-l. Ia caută tu Paraguay. Caută-l. Te jur. Bun. Nu. În America de Sud. Da, perfect. Toată lumea, invitații noștri știu. Așa. Ne-a arătat și Paraguayul. Uite, și adică pe Paraguay. Hărțile. Da. Super, Radu. Auzi, stai numai puțin, că mă întâlnă la tine, Adrian. Adrian, uite. Nepalul îl căutăm acum. Nepal. Ia, Nepalul îl caută și chinezii de ceva vreme deja. L-au și găsit. Nepalul. Da. Bravo, aceasta.